Mulțumesc, bună ziua! Într-adevăr, ecografia este recunoscută și este inclusă în criteriile de clasificare ale gutei, de recomandările EULAR și ACR, dar practica clinică este extrem de inomogenă. De la servicii sau cabinete care utilizează cotidian ecografia pentru diagnosticul gutei, de la numeroase alte servicii sau cabinete care nu o folosesc niciodată, mai ales în medicina primară, medicina generală sau de familie, în locuri în care adesea se diagnostichează guta. După cum am văzut, guta este o afecțiune extrem de frecventă, poate cea mai frecventă artrită. Sunt studii care arată incidențe până la 7%. În ciuda acestui fapt, diagnosticul este adesea întârziat. Diagnosticul se pune extrem de târziu. Criteriile clinice fiind adesea insuficiente sau cu o notă de incertitudine la nivelul medicilor, de asemenea, trimiterea spre centre specializate se dovedește că este adesea întârziată. Există consecințe ale acestei întârzieri. Știm că persistența hiperuricemiei este asociată și a guta, prelungirea lipsei de tratament în gută este asociată cu o creștere importantă a morbidității, a mortalității și o scădere importantă a calității vieții. Deci, a diagnostica la timp guta este extrem de important. Sigur, diagnosticul tradițional îl realizăm prin clinică și valorile de laborator ale acidului, creșterea acidului uric seric, iar diagnosticul gold standardul reprezintă dovedirea microscopică a cristalelor de acid uric în lichidul sinovial extras. În practică, însă, acest gold standard este extrem de rar folosit. Iată un studiu din Spania în care a verificat 38 de departamente de reumatologie specializate în managementul gutei, în care diagnosticul de 506 pacienți cu diagnostic de gută, în care diagnosticul s-a bazat pe dovedirea microscopică a cristalelor doar în 30% din cazuri. Mai mult, în 24% dintre aspiratele efectuate nu s-a găsit cristale și totuși diagnosticul a fost stabilit în cele din urmă de gută. Probabil în practica noastră acest procent este și mai mic. Se estimează că în practica clinică generală, probabil în România, doar 10% din diagnosticele de gută se realizează cu dovada cristalelor pe lamă. Așadar, gold standardul este relativ rar folosit, este nevoie de un diagnostic cât mai rapid, acesta ar fi locul ecografiei de a consolida suspiciunea clinică de gută și de a grăbi atitudinea terapeutică. Imagistica a fost inclusă în diagnosticul gutei în ultimii 8 ani datorită acestor progrese, în primul rând la ultrasonografie și a computertomografiei dual energy, care ambele detectează cristalele de urat monosodic în articulații și țesuturi moi. Comparându-le între ele, ecografia este ușor mai bună, se pare, la nivel articular, detectează cu mai mare sensibilitate la nivel articular cristalele, computertomografia fiind evident nesuperioare pentru investigarea structurilor profunde, pentru a determina aceste cristale la nivelul coloanei sau la nivelul viscerelor. Datorită acestor progrese importante, atât ACR cât și EULAR au inclus imagistica între criteriile de includere, au incorporat imagistica în criteriile de clasificare ale gutei. În general, ecografia evidențiază două categorii de modificări la nivelul articulațiilor cu gută, la nivelul monoartritelor urice. Există semne care le-am putea considera ca generale, care apar în toate artritele, și anume inflamația aceasta sinovita, tenosinovita sau edemul subcutanat, poate și eroziunile osoase, și există semne specifice, adică vizualizarea depozitelor de cristale în țesuturile moi, semnul dublului contur, tofi și agregatele ecografice, ultrasonografice. În ce privește semnele generale, sigur, ele sunt extrem de importante și utilizăm frecvent ecografia pentru a confirma existența unei artrite, pentru a evidenția hipertrofia sinovială sau colecția sau hiperemia. Există unele particularități ale acestor semne în gută. Este descrisă această colecție, aici este o colecție, după cum vedeți, cu această structură ecogenă albă,
descrisă ca și furtună de zăpadă. Adesea, semnalul color este foarte intens în artrita urică, de gradul 3. Eroziunile sunt descrise nu atât forma lor, cât localizarea lor. Sunt mai adesea localizate extraarticular sau la nivelul metafizelor. Toate aceste semne pot sugera guta, dar ele sunt extrem de nespecifice. Și este foarte puțin probabil că aceste semne vor fi utilizate vreodată în criterii de diagnostic al gutei. Semnele specifice sunt, după cum am spus, dublul contur, tofii și agregatele. Dublul contur reprezintă, practic, depozite de, se crede că reprezintă depozite de urat monosodic la nivelul suprafeței cartilajului hialin al epifizelor osoase. Da? Dacă aceasta este cartilajul normal hialin, aceasta este linia osului groasă și linia fină a interfeței cartilaj-cavitate articulară. În cazul semnului dublu contur, depozitele de cristale îngroașă această linie, o fac mai ecogenă, la fel de groasă ca și linia osului. Tofii ecografici sunt considerate colecții mai mari de cristale înglobate într-o structură inflamatorie. Iată această articulație metatarsofalangeană, această imagine nodulară, rotundă, pararticulară sau aici calcificată în preajma unei articulații. Agregatele sunt mai puțin clar definite, reprezintă aglomerări de cristale nu suficient de largi pentru a fi definite tofus și în care fenomenele inflamatorii nu sunt suficient de ample pentru a contura acest aspect nodular. Apar sub diverse imagini, fie aceste structuri punctiforme sau iată acest tendon, care structura lui fibrilară normală este alterată de aceste depozite numeroase, ecogene, probabil agregate cristaline intratendinoase. În ce privește definiția ecografică a acestor semne, ea este asigurată de mai multe grupuri de lucru, dintre care cel mai important este acesta, OMERACT, care au încercat să uniformizeze definiția acestui semn ecografic. Dublu contur reprezintă această linie hiperecogenă pe marginea superficială a unei articulații, care rămâne în orice incidență și persistă și la scăderea gain-ului. El poate fi diferențiat, o contribuție importantă a ecografiei, de depunere de pirofosfat de calciu, care, spre deosebire de cele de urat care apar la margine, apar, iată, în interiorul cartilajului, aici sau aici, nu la marginea lui. O contribuție importantă a ecografiei. Iată câteva imagini de dublu contur. În general, el este ușor de detectat ecografic. Interpretarea lui nu ridică mari probleme. Este cu atât mai sigur o îngroșare cu cât ea apare mai gros. Îngroșarea este mai mare față de os și mai neregulată. Dar aceasta este suprafața osului, iată o îngroșare evident neregulată, importantă aici, sau la nivelul aici, la nivelul acestei articulații metatarsofalangiene. SV este ușor de detectat, mai ales la articulațiile la metatarsofalangiene sau în genunchi, mai greu uneori de evidențiat la nivelul gleznelor. Sunt probleme de identificare atunci când apar destrucții osoase. În articulațiile în care apar și procese destructive osoase sau de osteoformare, în artroze, în cazul altor condiții erozive, identificarea și interpretarea dublului contur este dificilă, uneori imposibilă. În ce privește tofii, și ei sunt definiți de OMERACT ca aceste agregate circumscrise, bine circumscrise, inomogene, care pot avea ecogenități variabile, hipo- sau hiperecogene. Iată această imagine sau această imagine nodulară în preajma unei articulații care poate fi destul de inomogenă, uneori cu un inel hipoecogen în jur, care ar reprezenta inflamația țesuturilor din jur. Agregatele sunt aceste aglomerări de imagini punctiforme sau liniare ecogene în structuri moi aici sau aici. Iată alte imagini de tofi. La început tofii sunt moi. Nu știu dacă recunoaștem aici această imagine, descrisă ca și cloudy sau neclară, o imagine nebuloasă, dar totuși care poate fi conturată. Sigur, importanța ecografiei este mai ales în detectarea tofilor subclinici, care nu pot fi palpați.
Pe măsură ce tofii evoluează, ei pot deveni mai duri, aici ecogen, sau, iată, un tof extrem de dur în suprapatelar, în tendon, cu calcificări posterioare. Definiția agregatelor este mai puțin clară. Cum spuneam, fie aceste puncte sau aici depozite de cristale ecogene într-o fascie sau chiar această aglomerare cristalină într-o hipertrofie sinovială, definițiile sunt însă mai puțin clare. În ce privește valoarea diagnostică a acestor semne, ea pare destul de mare. Toate studiile arată că semnul dublului contur este înalt specific pentru gută. Practic, se întâlnește doar în depunerile de microcristale în cartilaj. Nicio altă afecțiune articulară nu determină această imagine la nivelul suprafeței. Iar de specificitatea este în studii de 98%, chiar de 100% în unele specificitatea pentru dovedirea depunerilor de cristale. Ce privește sensibilitatea, ea este extrem de variabilă însă, de la 22% la 92%. Probabil că această sensibilitate variabilă depinde de selectarea pacienților din studii. Pe măsură ce boala este mai veche, sensibilitatea crește, frecvența dublului contur crește odată cu evoluția bolii agutei. De asemenea, probabil și cu articulațiile care au fost examinate, el este mai ușor de examinat și de identificat, de exemplu, metatarsofalangian decât la nivelul gleznei. Deci, probabil că într-o artrită de gleznă, la prima artrită de gleznă, probabilitatea de a găsi dublu contur este mult mai mică decât dacă diagnosticul facem la al treilea episod de artrită metatarsofalangiană. În ce privește concordanța, este destul de bună, dar nu perfectă, existând diferențe de interpretare între examinatori. Practic, educația este esențială, mai ales înainte, în realizarea studiilor, în definirea clară a acestui semn. În ce privește tofii și aceștia, tofii subclinici, deci toful subclinici, specificitatea este foarte mare și aici. Practic, și tofii se întâlnesc aproape exclusiv doar în gută, cu o sensibilitate și ea bună. În ce privește agregatele, există o mare variabilitate în studii, în definiții și rolul lor în diagnostic, deși interpretăm adesea și aceste imagini punctiforme sugerează depunerile de cristale, totuși rolul lor clar în diagnosticul gutei încă nu este stabilit. O întrebare importantă este care articulații să le examinăm pentru a pune diagnosticul de gută, mai bine zis, care este numărul minim de articulații care să examinăm pentru a nu prelungi, sigur, examinările. Nu avem un răspuns clar. Sigur, examinăm articulația afectată într-un episod acut sau articulația afectată retrospectiv, dacă examinăm pacientul intercritic, dar a examina și alte articulații crește șansele de a detecta depunerile de microcristale. Există mai multe studii, iată studiul acesta spaniol, în care se examinează practic 12 locuri, mă rog, articulații și tendoane. Dacă examinăm bilateral toate aceste metatarsotalar, condilul femoral și trei tendonul patelar triceps, valoarea predictivă pozitivă este de 92% să punem diagnosticul de gută. Probabil aceasta este cea mai practicată, așa numită four joint scan. Examinăm repede doar metatarsofalangianul și genunchii, în care se detectează destul de cu acuratețe destul de bună. Există și propuneri de a examina doar metatarsofalangian și gleznele. Practic pacienții eliberăm doar șoseta pacienților și examinăm simultan și metatarsofalangian și glezna, de asemenea cu valori predictive destul de bune. Există și sugestii că tendoanele ar fi cel mai des afectate și ele ar trebui să fie incluse. Practic, în clipa aceasta nu există un consens privind un anumit număr minim de articulații suficient pentru a asigura diagnosticul de gută. În practică se examinează cel mai des, sigur, articulațiile afectate, genunchiul și glezna suplimentar. Care este rolul ecografiei? Sigur, el a fost stabilit și de, cum spuneam, de ACR și de EULAR. Practic, sigur, diagnosticul la un pacient care are cel puțin un episod de artrită, criteriul suficient ar fi evidențierea
cristalelor, microcristalelor în lichidul sinovial. După cum am văzut, acest lucru se întâmplă relativ rar, probabil în 10-20%. În toate cazurile în care nu avem acest criteriu, aplicăm criteriile Euler. Probabilitatea este foarte mare dacă avem peste 8 puncte. Dintre aceste 8 puncte, imagistica asigură 4 puncte. O valoare destul de importantă. Practic, la un pacient cu artrită de gleznă care are un singur semn clinic, debut brusc în urmă cu 3 zile și acidul uric în 6,5, destul de ambigu diagnostic, adică cu 4 puncte, efectuarea ecografiei și surprinderea dublului contur întărește și consolidează și practic pune diagnosticul de gută de la un prim atac. Valoarea ecografiei a fost cel mai bine reprezentată de acest studiu, destul poate cel mai important studiu realizat în America, care a comparat multicentric cu lot de control, care a comparat 416 cazuri de gută dovedită microscopic cu 408 cazuri de alte artrite, în care și s-a analizat valoarea diagnostică a diverselor semne clinice de laborator sau imagistice. Concluzia a fost că ecografia contribuie independent la identificarea, la diagnosticul de gută, cu un raport al șanselor de 7-1, adică prezența dublului contur într-o articulație inflamată crește de 7 ori mai probabil, 7 din astfel de cazuri vor fi gută și doar 1 nu. Valoarea independentă a ecografiei este una foarte mare. Sigur, există unele avantaje legate de discuția dacă mai este nevoie ambele, atât lichidul, sigur, și ecografia și microscopia evidențiază în fond cristale de acid uric. Ar putea ecografia înlocui aspirația? Sigur, răspunsul este nu. Analiza lichidului sinovial este de mult verificată și este metoda standard de diagnostic a acestor boli. Totuși, în practică, nici fiabilitatea artrocentezei nu este perfectă. Ea nu este accesibilă în numeroase servicii. Poate fi adesea o experiență dureroasă, mai ales articulațiile cu gută au pielea, edemul subcutanat, inflamația subcutanată sunt destul de dureroase. Nu dacă reumatologii efectuează cu ușurință artrocenteza. Medicii de familie, medicina internă, în alte servicii nu sunt confortabili cu această manoperă. Adesea nu putem extrage lichid. El a dispărut sau nu reușim să obținem un specimen intraarticular. Ecografia, sigur, este o metodă fără durere și foarte, foarte ușor de accesat. Practic, ecografia a devenit, ecografiile sunt prezente sau pot fi prezente în majoritatea serviciilor noastre. Există însă și limite, destul de limite care trebuie remarcate ale ecografiei în diagnosticul gutei. În primul rând, sensibilitatea metodei este ceva mai mică la debutul bolii, în momente în care și clinica, diagnosticul clinic ridică probleme. Pe de altă parte, sensibilitatea este foarte bună în boala îndelungată, s-a dovedit, cu un nivel crescut de acid uric și cu TOFI la examinare, adică tocmai în condițiile în care diagnosticul este ușor de realizat și fără imagistică. Mai mult, cumva ecografia pare să contribuie cel mai mult undeva între aceste două momente. În primele etape intercritice sau după primele episoade de artrită acută în care diagnosticul este neclar, contribuția ecografiei este cea mai mare. Mai mult, sensibilitatea, valoarea predictivă negativă scade pe măsură ce semnele de gută cresc. Adică bolnavii care evoluează de 30 de ani cu hiperuricemie, majoritatea vor avea dublu contur. În schimb, acești pacienți pot prezenta la un debut nou de artrită oricare din aceste artrite. Pot face o altă artrită cristalină, condrocalcinoză sau artroze activate sau septice sau alte nediferențiate. Deci, prezența dublui contur la pacienți cu evoluție extrem de îndelungată nu mai garantează diagnosticul de gută sau forța lui diagnostică este ceva mai redusă. În ce privește ecografia pentru monitorizarea gutei, pare să fie un instrument util în monitorizare, pentru că este accesibilă, practic, în orice cabinet,
iar dublu contur este foarte specific gutei. Deci am putea să monitorizăm guta urmărind în timp dublu contur și prezența tofilor ecografici. Iată, mai multe studii, este adevărat, pe loturi relativ mici de bolnavi, au dovedit că scăderea nivelului de acid uric seric duce la dispariția sau la atenuarea dublului contur. Toate aceste studii au arătat că, practic, după 6 luni, dacă 6 luni menținem un titru seric sub 6 mg, cam după 6 luni dublu contur începe să se atenueze sau să dispară. La 2 ani, aproape 80%, dacă 2 ani menținem acid uric sub 6 mg, 80% din pacienți pierd dublu contur. Sigur, ecografia ar părea un candidat de a defini remisia. Dacă remisia ar putea să o definim doar dispariția și a semnelor ecografice, sau dimpotrivă am putea defini flare-uri ecografice, adică pacientul nu are simptome din nou, dar în urmărirea lui apar noi semne ecografice, apare un nou dublu contur sau un nou tof, ar putea fi o definiție. De asemenea, ecografia ar putea monitoriza complianța pacientului la tratament. Dacă a avut 6 mg în tot acest an, probabil ar trebui să vedem dispariția sau reducerea dublului contur. În ce privește ecografia în hiperuricemia asimptomatică, mai multe studii au arătat că, practic, aceste semne le întâlnim atât sau aproape cu aceeași incidență și în articulații simptomatice și în articulații asimptomatice. Iată, poate acest studiu este cel mai interesant, în care incidența dublului contur a fost aceeași. O treime din pacienți, fie că erau cu gută dovedită în perioada intercritică, fie asimptomatici până atunci. În alt studiu, iată, față de control, 25% din pacienți aveau semnul dublului contur. Sigur, am putea deja, putem subîmpărți, subselecta pacienți cu hiperuricemia asimptomatică, care au semne ecografice și care nu au semne ecografice. O întrebare ar fi, desigur, dacă am putea prezice, care dintre pacienții cu hiperuricemia asimptomatică vor face un atac de gută sau când va debuta, pentru a iniția terapii hipouricemiante la acești pacienți, preventiv. Sigur, nu avem încă un răspuns la această întrebare. Pacienții, este nevoie și de alți factori de predicție, probabil clinici, genetici, inflamatori. Totuși, ecografia, iată, această observație este destul de interesantă. În acest studiu, la pacienți cu hiperuricemia asimptomatică, aproape un sfert aveau și semne ecografice de inflamație, hipertrofie sinovială și hiperemie, fără să aibă simptome. Deci este posibil ca cel puțin acest grup de pacienți să merite un tratament sau să fie mai atent urmăriți. În concluzie, aș spune că valoarea ecografiei este confirmată de ghidurile EULAR și ACR, care includ, practic, asemnele ecografice printre criteriile de clasificare ale gutei, datorită acestei sensibilități și mai ales specificități excelente a ecografiei în identificarea cristalelor de urat monosodic în articulații. Sigur, valoarea ecografiei nu mai trebuie repetată privind ghidarea puncției. Practic, ecografia alege locul puncției, ghidează aspiratul, o face procedura artrocentrată mult mai simplă și mai sigură. Sigur, este nevoie de educație, de training în ecografie pentru uniformizarea interpretării acestor semne ecografice. În perspectivă, ecografia pare să aibă un potențial destul de mare în monitorizare, câtă vreme dublu contur este atât de specific și răspunde la tratament, și în ce privește ecografia în hiperuricemia asimptomatică, ar putea contribui la înțelegerea mai bine a acestor pacienți, la înțelegerea marii variabilități clinice, genetice, inflamatorii. Există și o variabilitate ecografică a acestor cazuri, care ar putea ajuta la protocoale pentru acești pacienți. Mulțumesc!